Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Octavia și astăzi vă voi arăta cum să tricotați un model simplu de plovor cu raglan. Pentru început, veți avea nevoie de o pereche de andrele de mărimea 6. Eu voi folosi andrelele interschimbabile de la Knit Pro pentru că mă ajută foarte mult pentru separarea ochiurilor. Dar dumneavoastră vă puteți folosi și de alte andrele pe care le aveți la îndemână sau chiar de câteva bucăți de ață. Pentru mărimea M, eu voi avea nevoie de aproximativ 600-700 de grame de alize superlână maxi, ce conține 75% acrilic și 25% lână. Iar pentru marcarea adunării vom avea nevoie de câteva marcatoare sau puteți improviza semne cu ajutorul unor fire de altă culoare. Vom monta 48 de ochiuri pe andrele. Întotdeauna trebuie să avem un număr par de ochiuri pe andrele pentru a ne fi mai ușor de calculat. Începem să tricotăm gulerul cu modelul 2 pe față și 2 pe dos. Când ajungem la dimensiunea dorită, unim cele două capete pentru a da o formă mai elastică gulerului. Pentru a vă fi mai ușor să înțelegeți acest calcul, vă voi atașa o fotografie cu calculele exacte. În total avem 48 de ochiuri, pe care le vom împărți la 2, rezultând câte 24 de ochiuri pe fiecare parte a plovorului. În părțile ce ne indică fața și spatele plovorului, vom avea câte 14 ochiuri, adică 7 plus 7. În punctele unde avem semnele pentru adunare, vom avea câte 2 ochiuri, iar între aceste semne vom avea 6 ochiuri ce vor reprezenta umerii. Înainte de primul semn, vom face o adunare. După ce tricotăm cele două ochiuri și trecem semnul, vom face și cea de-a doua adunare și așa continuăm să creștem înaintea primului semn și după cel de-al doilea semn. Niciodată nu vom tricota între semne pentru că riscați să faceți o mică greșeală ce va duce la stricarea raglanului și calculelor. Întotdeauna în timpul lucrului raglanului să încercați să-l probați pentru a vă da seama când trebuie să vă opriți cu adunarea. Continuăm această creștere până vom ajunge la despărțirea corpului de mâneci.
Când ajungem la primele semne ale liniei raglanului, ne vom folosi de o altă pereche de andrele pentru a separa prima mânecă de corp. Iar când ajungem la cealaltă linie a raglanului, continuăm lucru cu andrelele anterioare și lucrăm până ajungem la cealaltă mânecă, unde vom proceda la fel. După ce separăm mânecile, va trebui să montăm câte două ochiuri la fiecare pentru a forma spațiul de sub braț. După ce am terminat de separat mânecile de corp și am adăugat ochiurile necesare, vom începe prin a lucra în lungime. Eu de obicei încep să lucrez mai întâi mânecile, iar apoi corpul, dar dumneavoastră puteți să lucrați cum vă este mai ușor. La finalul mânecilor, când ajungem la încheieturi, vom scădea din două în două ochiuri pentru a da o formă frumoasă mânecilor. Când ajungem la finalul părții corpului, vom termina ultimele rânduri lucrându-le cu câte două ochiuri pe față și două pe dos. Acesta este rezultatul final. Eu mereu folosesc această metodă de calcul a raglanului, pentru că mi este mai ușor de modificat în caz că întâmpin vreo problemă în legătură cu cât de mare sau de mic să fie plovorul. Sper ca pașii mei să vă ajute, mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat și pentru că am reușit să ne revedem și de această dată. Spor la lucru, iar noi ne vom revedea data viitoare la un nou tutorial. La revedere!